înainte de concurs, antrenându-se. Clar, am vorbit și cu cei în vede, ne-au spus că au emoții și sunt puțin speriați de echipa cealaltă. Cum vi se pare? Așa mi s-a părut și mie. Echipa Slovacie este foarte bine organizată, au un capitan foarte bun și se pare că devin favoriți. Mai au de muncă cei cu culoarea verde? Eu cred că da, vor avea de muncă. Să vedem cine se mai înscrie, poate mai vine vreo surpriză. O competiție strânsă? Da, cred că da. Dar le ținem pumnii și le urăm baftă? Sigur că da și aștept să văd câștigători cei care vor veni și la Tulcea. Mulțumim! Mulțumim!